Polițiștii biroului rutier de la Poliția Municipiului Giurgiu și polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor au oprit în trafic pentru efectuarea unui control o autoutilitară izotermă condusă de un bărbat în vârstă de 20 de ani din comuna Udești, județul Suceava, însoțit de un alt tânăr. Cu ocazia efectuării unui control mai amănunțit al compartimentului transport marfă, polițiștii au descoperit ascunse în pereții și plafonul mașinii, în locuri confecționate artizanal, un număr de 9500 de pachete de țigări în valoare de aproximativ 123.000 de lei. Întreaga cantitate de țigări și mașina au fost ridicate de polițiști în vederea continuării cercetărilor. În urma activităților procedurale desfășurate, polițiștii au luat la data de 28 martie anul curent față de cei doi tineri măsura reținerii pentru 24 de ore, fiind cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținere în afara întrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate corespunzător peste limita a 10.000 de țigarete. Cei doi au fost prezentați procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Giurgiu, față de aceștia fiind dispusă măsura preventivă a controlului judiciar. O altă tentativă de evaziune fiscală a fost stopată de polițiștii giurgiuveni, care au depistat în trafic un microbus condus tot de un tânăr în vârstă de 22 de ani, care transporta peste 400 de traininguri ce purtau inscripțiile unor mărci înregistrate cunoscute. Întrucât conducătorul autovehicului nu poseda asupra sa documente de proveniență și există în suspiciunea că respectivele articole de îmbrăcăminte sunt contrafăcute, persoana și mijlocul de transport au fost conduse la sediul Poliției Municipiului Giurgiu în vederea continuării cercetărilor. Bunurile în valoare de aproximativ 21.000 de lei au fost ridicate în vederea confiscării, iar tânărul ce transporta cu mașina captura este cercetat de organele competente.